Polițist Gorjan premia de ministrul afacerilor interne Marcel Vela. Bogdan Chirițoiu, polițistul care a prins un tâlhar în timpul liber, a fost recompensat. IPJ Gorj a transmis că având în vedere ordinul ministrului numărul 49 din 2014 privind instituirea și conferirea unor distinții onorifice în Ministerul Afacerilor Interne pentru inițiativa și curajul de care a dat dovadă în slujba cetățenilor, colegul nostru agent principal Chirițoiu Nicu Bogdan a fost distins de ministrul afacerilor interne cu emblema de onoare a MAI. Totodată pentru contribuția sa decisivă la prinderea în flagrant a autorului tâlhăriei din dimineața zilei de 22 iunie, polițistul a mai fost răsplătit și de Direcția de Ordine Publică AMAI cu un certificat de apreciere a activității sale. De asemenea, cu același certificat de apreciere, venit din partea Direcției de Ordine Publică, a fost răsplătit și agentul șef principal de poliție, Băcescu Marius, care a identificat și prins o persoană condamnată care era urmărită la nivel național aflându-se în timpul liber.